Hei, salut și bine te-am găsit! Când a fost ultima dată când v-ați spălat pe mâini? Știați că aproape 80% din bolile infecțioase sunt răspândite prin contactul cu lucrurile din jurul nostru? Atingem banii, mânerele de uși și împărțim pixuri pentru a semna documente în bănci și, da, ne place să dăm mâna. Dar ce e rău în asta? Nu este surprinzător faptul că spălarea mâinilor cu săpun este măsura preventivă numărul 1 împotriva virusurilor. Dar dacă ai ignora igiena mâinilor timp de un an? Toată lumea știe că trebuie să ne spălăm pe mâini cu săpun, dar realitatea este că majoritatea dintre noi o facem greșit sau chiar nu o facem deloc. Permiteți-mi să vă arăt ce se întâmplă dacă v-ați crește bacteriile de pe mâini în vasele Petri. Acest eșantion curat se face după o spălare completă de 20 de secunde cu săpun. Iar acest eșantion are bacteriile rămase când te clătești pe mână doar cu apă. Și arată cât de multe bacterii trăiesc pe mâini atunci când nu te speli. Acum sunteți pregătit pentru câteva statistici brute? Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor sau CDC prescurtat au descoperit că 69% dintre bărbați și 35% dintre femei nu se spală pe mâini după ce au tușit sau au strănutat. Bine, mă voi spăla pe mâini chiar acum. Unde rămăsesem? Nu te speli pe mâini un an de zile. Sper că echipa noastră de cercetare nu a testat acest lucru. Bine, aici sunt regulile de bază. Să presupunem că, ipotetic, mâinile tale nu au atins săpun sau dezinfectant pentru 12 luni. Ai notat, ai făcut duș sau te-ai udat de la ploaie, dar totuși nu le-ai spălat. Cât de curând vei deveni un corp plin de bacterii? Din păcate, nu vă pot oferi o cronologie exactă aici. Depinde de prea mulți factori, precum tipurile de germe și cu câți oameni ați intrat în contact. Și da, se pare că nu am sacrificat cercetătorii noștri în acest scop. Singura certitudine este că te-ai îmbolnăvi. Pe termen scurt, mâinile tale ar începe să pară estetic nemulțumitoare. Vor fi acoperite de murdărie și grăsime și o multitudine de bacterii nevăzute. Oamenii ar înceta să mai dea mâna cu tine și chiar nu ar mai da niciun cot, cum se întâmplă în perioada aceasta. Dar aspectul neplăcut al mâinilor tale ar fi cea mai mică dintre problemele tale. Conform cercetărilor de la Universitatea din Colorado, mâinile noastre poartă aproximativ 3200 de bacterii din 150 de specii diferite. De fiecare dată când utilizați toaleta, numărul de germe de pe vârful degetelor s-ar dubla. Asta are ceva de a face cu faptul că germenii pot pulveriza până la 2 metri în aer atunci când clătiți. Și ai transferat toate acele bacterii în mâncare sau băuturi, iar asta te-ar îmbolnăvi în mod repetat. Ai avea cu 30% mai multe boli legate de diaree și cu 20% mai multe infecții respiratorii precum gripa. Iar asta duce ca medicul dumneavoastră să vă prescrie antibiotice. În cele din urmă, bacteriile de pe mâinile tale ar dezvolta rezistență la acele medicamente și ar înceta să te ajute. Dacă acest lucru nu este suficient de rău, i-ai îmbolnăvi și pe alții și dacă toată lumea s-ar îmbolnăvi, ar trebui să-și facă timp pentru a se îngriji, pentru a cere concediu de la serviciu și să se încuie în casă. Atunci când oamenii stau acasă și nu ies la restaurante sau mall-uri, economia are o amploare joasă. Dacă o pandemie se va răspândi în întreaga lume, încetinirea economică ar putea costa trilioane de dolari. Să nu te speli pe mâini timp de un an nu este ceva ce vrei să încerci, dar dacă o faci, asigură-te că practici distanțarea socială, deci nu vei intra în contact cu prea multe persoane și asta pentru a nu provoca o pandemie. Este cea mai bună metodă pentru eliminarea bacteriilor de pe mână și oprirea răspândirii virusurilor. Iată cum se face corect. Udați-vă mâinile cu apă curată, opriți robinetul și aplicați săpun. Continuați să vă lăsați mâinile timp de cel puțin 20 de secunde. Poți recita și dansa un refren al melodiei preferate de 2 ori sau pur și simplu să urmărești acest videoclip din acest moment și până la sfârșit. Asigurați-vă că vă spălați între degete, sub unghii și în spatele mâinilor. Clătiți-vă mâinile cu apă și uscați-le cu un prosop curat. Faceți-o în mod regulat și stați în siguranță. Data viitoare, când vrei să faci ceva nebun, încearcă să nu mergi la duș timp de o lună, dar asta este o poveste pentru un alt dislife. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui să vadă și prietenii tăi. Salut!